Ești pregătit să facem o monoporție în formă de glob? Hai să-ți arăt ce ai nevoie. Pentru această monoporție vei avea nevoie de o formă rotundă de la silicomat, de exemplu am eu, și, bineînțeles, o formă mai micuță pentru insertul acestei monoporții. Da? Eu îți voi arăta astăzi cum vei face musul și cum vom face montajul unei monoporții în formă de glob. Hai să dăm drumul la treabă! Vom face o bavareză de ciocolată neagră, iar pentru această rețetă veți avea nevoie de următoarele. 150 de grame de lapte, 50 de grame de gălbenuș de ou, 30 de grame de zahăr, 180 de grame de ciocolată neagră cu 55% cacao, 26 de grame de gelatină și 265 de grame de smântână lichidă cu cel puțin 33% grăsime. Vom proceda în felul următor. Asta le puteți face de fiecare dată când faceți un mus sau o bavareză. Procedura este aceeași. Eu voi face în felul următor. Mă voi ajuta, bineînțeles, de un cântar, da? Și voi cântări cele 265 de grame de smântână lichidă. Așa. Și apoi voi bate această smântână lejer la robotul meu sau la un mixer, cum aveți, da? Aveți grijă să nu bateți smântâna foarte tare, ea trebuie să fie lichidă încă, da? Să fie o smântână semi-bătută, da? După cum vezi, în momentul acesta, telul a început să lasă urme în smântâna mea. În momentul acesta îți dai seama că smântâna ta este aproape gata, da? Uite, după cum vezi, se văd urmele telului, da? Și smântâna mea e gata. Este o smântână semi-bătută. Da? Este bătută foarte lejer, da? Deci când încep să se vadă urmele, mai lași foarte, foarte puțin și ea este gata. Acum voi plasa această smântână la frigider până când compoziția mea, crema engleză și partea de compoziție pe care trebuie să o amestec, va fi gata. Acum următoarea etapă este să facem o cremă engleză din gălbenușul nostru de ou. Îl voi pune într-o crăticioară. Așa. Zahărul și cu ajutorul unui tel amestec această compoziție, peste care voi aduce laptele. Eu am încălzit laptele la microunde, îl puteți încălzi undeva până la 80 de grade, până aproape de punctul de fierbere, să nu îl fierbeți ca să nu se evapore apa din el și îl aduceți efectiv peste oul vostru. Da? Eu l-am încălzit pentru că îmi doresc să se facă repede. Da? Așa. Omogenizăm foarte bine această compoziție și apoi veți avea nevoie de un termometru, da? Un termometru cu fir pe care îl veți seta la 82-83 de grade și vom găti această cremă engleză și ne vom folosi de o spatulă de silicon pentru că în felul acesta evităm să se ardă crema noastră, da? În același timp, aici am pregătit, după cum ați văzut, ciocolata neagră, masa de gelatină am pus-o peste, da? Pentru că la sfârșit eu voi blendui aceasta, voi aduce crema engleză fierbinte, o voi aduce peste ciocolata și gelatină și apoi cu un blender vertical le voi blendui foarte bine, da? Bun. Voi da drumul la plita mea. Să puteți pune pe aragaz, atenție să nu puneți la foc foarte mare și să amestecați continuu în compoziție, să nu se ardă, da? Nu se arde foarte ușor pentru că are destul de mult lapte față de alte creme engleze. Așa că
O să o aducem la o temperatură de 82-83 de grade și, după cum am spus, apoi o vom turna peste ciocolată și masă de gelatină, da? Eu folosesc o gelatină de 240 de blumi, hidratată ori 6, da? Deci avem o parte de gelatină și 6 părți de apă, vor rezulta 7 părți de masă de gelatină, da? Dacă aveți o altă gelatină, atunci vă rog să vă calculați blumul gelatinei și să vă recalculați gelatina, masa de gelatină necesară pentru această rețetă, da? După cum vedeți, crema mea este gata și acum o voi aduce efectiv peste această compoziție, da? Și vin cu blenderul vertical și omogenizez totul, da? Cam asta e. Blenderul vă va ajuta nu doar să omogenizați totul, ci și să aveți un mus foarte fin. Și la fel, blenderul este foarte, foarte folosit în cofetărie. Eu îl folosesc foarte mult la orice element al tortului aproximativ, în afară de blat, bineînțeles, dar la orice, la confit, la creme, la bavareze, orice le blenduiesc. Mi se pare că textura este mult mai fină și este mult mai cremos. Da? Bun. Acum ce vom face este că vom răci această compoziție undeva la 29-31 de grade. Depinde foarte mult și ce ciocolată folosești tu. Eu, de exemplu, aici am folosit cacao Bari. Tu poate folosești un alt tip de ciocolată, dar undeva la între 29 și 31 de grade trebuie răcită această compoziție și apoi vom veni cu smântâna semibătută de la frigider, pe care o vom aduce, ea trebuie să aibă undeva la 8-9 grade cel mult, pe care o vom aduce în, în această compoziție. Ca să o răcești mai repede, poți pune acest vas pe o baie de apă rece sau, bineînțeles, o poți amesteca tu. Important e să nu lași la temperatura camerei și să rămână neamestecată deloc în ea, pentru că va forma o poșghiță și, da, atunci va trebui să o blenduiești din nou sau să nu treacă, să aibă o temperatură mult mai scăzută, da? Pentru că musul va fi, nu va mai fi așa curgător, ci va fi prea tare și nu vei putea să montezi monoporțiile, da? Compoziția mea s-a răcit. Da, este ciocolata și crema engleză aici și între timp eu mi-am pregătit forma pentru monoporții. Ca să faceți forma de glob, bineînțeles că aveți nevoie de o formă rotundă, cum am zis, sunt cele de la Selicomat, sunt foarte, foarte bune și, bineînțeles, vei avea nevoie de un insert pe care eu l-am pregătit dinainte și blatul aferent pentru această monoporție, da? Această crema engleză, acum fiind răcită, are undeva la 29 de grade. Voi aduce frișca semibătută din frigider, voi aduce întâi o parte din ea și o amestecăm cu mișcări circulare de jos, de sus în jos. Da? Atunci când faceți entremeturi sau, bineînțeles că asta se aplică și la celelalte tipuri de tort, este foarte important să respectați temperaturile la care se amestecă ingredientele voastre. Da? Pentru că astfel veți obține o textură aerată, fină, da? Și nu veți avea probleme la fel nici cu glazura oglindă, pentru că cele mai mari probleme cu glazura oglindă sunt atunci când entremetul nu este construit cum trebuie în interior, da? Așa că aveți mare grijă cum faceți musurile și compoziția în interior și cum vă calculați gelatina, da? Nu ne dorim ca musul nostru să aibă o textură gelatinoasă, da? Să fie ca un geleu, ci din contră trebuie să fie moale, aerat, da? Și să se topească efectiv în gură atunci când îl mănânci, da?
Musul nostru este gata, da? El este lichid, așa. Da? Numai bine pentru a se așeza foarte bine în forma voastră. Acum ce voi face este că eu îl voi așeza într-o cană cu ciup pentru a-mi fi mai ușor să le torn în forma de monoporție, da? În forma aceasta rotundă. Eu întotdeauna mă ajut de acest tip de cană, da? E o cană de plastic, o găsiți în toate magazinele. Bănuiesc că majoritatea dintre voi o aveți deja în casă. Ok. Și voi aduce la fel insertul, să l-am pregătit, și bineînțeles blatul pentru monoporții. Atunci când faceți insertul pentru monoporție, este foarte important să vă calculați în ce tip de insert vă intră în forma finală, da? Trebuie să știți ce formă finală aveți pentru fiecare compoziție, da? De exemplu, îl facem pe cel cu ciocolată și caramel, trebuie să știu în ce formă îl voi face și ce insert voi folosi pentru această monoporție. Am folosit la fel un insert rotund. Bineînțeles că te poți folosi și de alte inserturi. Important este ca să rămână cam un centimetru între mus și forma de insert, da? Deci când îl introduc înăuntru, el să fie undeva la un centimetru între mus și forma de insert. Și luați în vedere că acest blat trebuie să intre cu totul în această formă de monoporție, da? O să vă arăt imediat. Bun, și acum ce facem este că turnăm mus undeva la 3 sferturi. Așa. Eu voi mai lăsa un pic în caz că îmi trebuie. Și acum ce voi face este că voi aduce această formă de insert. După cum vedeți, aceasta are o cremă de vanilie și un insert de caramel. Și o introducem în forma noastră. Nu vreau să o apăs până jos, pentru că e nevoie ca ea să rămână o distanță, să fie încorporată toată de mus, da? Nu o duceți, nu o împingeți foarte tare. Așa. Și procedăm la fel cu fiecare insert. Și acum voi mai veni cu o parte de mus. Și bineînțeles, la sfârșit voi veni cu blatul, da? Blatul e important, după cum v-am spus, să încorporeze, să fie încorporat de mus, da? Pentru că dacă blatul va fi prea în afară, atunci monoporția ta va arăta urât la final. Așa. Aici te poți folosi, bineînțeles, de o spatulă dacă iese un pic de mus. Le așezăm frumos. Și la fel procedăm cu toate monoporțiile noastre, da?
Aici blatul a fost un pic mai înalt, așa că bineînțeles că a ieșit un pic de mus, dar îl nivelăm și cam asta este. Mai avem aici un pic, vedem dacă ne mai ajunge pentru încă o monoporție. Și ultima monoporție. Și gata. Acum ce vom face este că vom da la congelator pentru următoarele 12 ore, da? Și după aceea revenim să-l glasăm. Acum vom crea decorațiunile pentru globul nostru, da? Pentru monoporția noastră în formă de glob. Veți avea nevoie de ciocolată plastică sau puteți folosi fondant, doar că eu am observat că se moaie mult mai repede la frigider fondantul, așa că folosesc ciocolată plastică și voi tăia o bucățică din această ciocolată. Și o voi încălzi foarte puțin, 10 secunde, la cuptorul cu microunde, pentru că este destul de tare, ca să-mi fie mai ușor să o amestec foarte bine. Ea s-a înmuiat, după cum vedeți. Nu lăsați foarte mult la cuptorul cu microunde, da? Foarte puțin supravegheată, câteva secunde, după cum am spus. Asta depinde foarte mult și de puterea cuptorului vostru cu microunde, da? Și ea s-a făcut o pastă foarte moale acum. Eu voi rupe din ea o bucățică. Le voi da pe celelalte tare un pic la o parte. Așa. Și mă voi juca un pic cu pasta aceasta, pentru că de aici doresc să creez acele agățători ale globului, da? Așa că voi face sul și o voi întinde foarte, foarte bine. Da? Vreau să o fac destul de subțire ca să dea impresia că e ca un, e un glob real. Da, dar nici foarte subțire, pentru că nu-mi doresc să se, să se strice foarte repede, da? Să se rupă foarte repede. Așa că ceva în genul acesta. Da, o așezăm să fie cât mai uniformă. O să tai eu aici. Să fac două. Și avem, uniformizăm totul, da? Și cam așa îmi doresc să arate. Și acum ce voi face este că voi uni capetele aici, da? Voi tăia și voi face fix așa, da? Și la fel fac și cu celelalte. Dăm forma aceasta. Ok. Așa. Le așez ca să apară cât mai reale, ca și cum ar fi o ață aceea care e agățată de glob, da? Și cam astea sunt.
Acum ce vei face este că le veți lăsa la uscat, le trebuie să se usuce foarte bine. Cu cât stau mai mult, cu atât se usucă foarte bine, dar undeva a doua zi deja puteți să folosiți, că ele vor sta destul de bine, da? Ok. Restul voi amesteca cu cealaltă ciocolată și o folosiți la nevoie. O închideți foarte bine ca să nu intre aerul și să nu se usuce prea tare, da? Iar acum vom trece la brăduții noștri. Bineînțeles că tu te poți ajuta de orice altă formă pe care dorești să o vezi pe bradul tău. Eu îmi doresc această formă, așa că aici am niște ciocolată temperată pe care o voi așeza în această formă. Să-i bat puțin de blat pentru a ieși bulele de aer și a se așeza cât mai bine în forma de brăduț. Și cu spătula la fel te joci un pic ca să intre foarte bine. Așa. După cum vezi, ies bulele de aer și ea se așează foarte, foarte bine, iar brăduțul tău va ieși uniform. Dacă ai această formă, e important ca la tulpină să lași un pic mai gros ca să poți să scoți bradul din formă. A? Și eu acum voi lua doar marginile și la fel voi proceda și la celălalt. Facem același lucru. Și cam asta e. Eu voi da la congelator pentru a se stabiliza foarte repede și imediat îl putem scoate din formă, da? Bun, codițele noastre s-au întărit. Ele arată așa, sunt foarte tare acum, da? Și eu le-am dat cu un auriu, un dust auriu. La fel vei avea nevoie de un spray rece de pentru ciocolată, da? Choco Cool sau depinde, spray rece pentru ciocolată se numește. Vei avea nevoie de hârtie de copt, care voi forma un con, da? Vom face un con din hârtia noastră de copt. Și bineînțeles de ciocolată temperată, da? Bun, ce vom proceda în felul următor. Voi pune un pic din această ciocolată temperată în conul meu. Acum fiind o cantitate foarte, foarte mică, îmi va lua un pic și apoi voi strânge efectiv conul. Da? Și îl voi tăia cu ajutorul unei forfecuțe. Da? Voi tăia un pic încât să pot să fac aici câțiva strope așa. Așa. Și acum o poți bate puțin să se așeze. Depinde și la ce temperatură ai turnat tu ciocolata. Da? Să nu turn foarte, foarte caldă. Da? La mine, de exemplu, are o temperatură de 25 de grade ciocolata, pentru că nu-mi doresc să fie foarte lichidă. Pentru că ce vreau eu să fac este să
așez aceste agățători, să le zicem așa, de la, de la monoporția glob, să le așez în această ciocolată, iar cu ajutorul acestui spray rece mă voi ajuta să întăresc foarte repede ciocolata, da? Și ea va rămâne în picioare. La fel voi proceda și cu următoarele. Și tot așa până termin. Așa. Acum tot cu ajutorul acestui dust auriu îmi doresc să pictez, bineînțeles, și partea de jos, care s-a întărit, și cu ajutorul unei pensulici, da? Voi pensula un pic de dust auriu pe partea de jos. Și cam asta e. Acum le voi lăsa fix așa pentru montajul monoporției mele la sfârnal, da? Acum hai să vedem și cum arată brăduții noștri, da? Să-i scoatem din formă. Bineînțeles că fiind de silicon s-a lipit un pic pe de acest carton pentru tort. Ok. Și îmi doresc să-l așez tot aici. Ce voi face este că trag așa ușor de margini. Să ai grijă să-l ții destul de, să ții dreptă forma de brad, ca să nu se rupă celălalt brad. Da? Și cu ajutorul mâinilor tragi lateralele întâi. Și apoi, cu grijă, scoți ușor din formă. Da? La fel și celălalt micuț. În caz că se rupe un pic partea de jos, mai pățește lucrul acesta, bineînțeles că îl poți lipi cu un pic de ciocolată și cu un pic de spray rece, imediat se întărește, da? Și apoi, uite, marginile, dacă a mai ieșit un pic ciocolată, poți să tai un pic și gata, da? Bun, acum că ele au ieșit din congelator, bineînțeles că le voi lăsa un pic la temperatura camerei ca ciocolata să se stabilizeze foarte bine și apoi la fel le voi colora cu acest dust auriu sau bineînțeles după cum doriți, cu ce culoare vă doriți voi sau bineînțeles că puteți colora ciocolata în culoarea pe care o doriți voi. Și cam asta este, le voi lăsa pentru montajul monoporției noastre glob pentru final. Acum că monoporțiile noastre au fost înghețate, au stat peste noapte la congelator, ne vom pregăti să le glasăm. Pentru glasajul lor veți avea nevoie de folie de plastic. Da? Vom așeza folia de plastic pe masa noastră de lucru. Eu pun două ca să se țină cât mai bine una peste alta, încât atunci când voi încerca să strâng glazura să nu se rupă. Da? La fel vei avea nevoie de un grătar, da, pe care vom așeza monoporțiile pentru a le glasa. Vei avea nevoie de o spatulă și de o, poți să ții o scobitoare sau un băț de frigăruie cu care te vei ajuta să scoți monoporția de pe acest grătar. Și la fel vei avea nevoie de aceste discuri pentru monoporții. Da? Bun. Vom face în felul următor. Eu aici am pregătit glazura oglindă, da? Am încălzit glazura oglindă, o voi mai blendui puțin și apoi voi scoate monoporțiile din congelator. Da?
E foarte important când lucrați cu glazura oglindă să aveți un mic, un blender cu cupola deschisă. Eu folosesc Bamixul pentru a nu adăuga aer în plus în glazura ta, da? Bun. Glazura mea este la consistența potrivită, da? Mie îmi place consistența aceasta și acum voi aduce formele mele de glob și le voi așeza pe acest grătărel. Să desfacem. O să se desfacă destul de greu. Siliconul, mai ales cel de la Silicomat, este un silicon foarte bun. Da? Și efectiv voi scoate forma mea de glob și o voi glasa. Cu culoarea aleasă de mine. Bineînțeles, poți să-ți alegi orice culoare. Este foarte important să glasezi cât de repede poți după ce scoți monoporțiile pentru a nu face condens. În caz că monoporția ta face condens, e ok să o ștergi cu ajutorul mâinii, da? Încât să o curățăm și apoi să putem aplica glazura oglindă. Și acum începem să glasăm monoporția, da? Între timp îmi pregătesc și discul pentru tort. Mie îmi place să-i ridic capătul acesta ca să fie ușor să îl puteți ridica, da? Și lăsăm să se scurgă foarte bine glazura, da? Ia vezi că ea se scurge. Lăsăm să se scurgă și apoi cu ajutorul unui băț de frigăruie sau unui scobitor, ți-am zis, poți bineînțeles să o scoți de aici, da? Bun, monoporția mea s-a scurs, acum o pot lua. Ce voi face eu este că eu îmi doresc să vină pe biscuiții aceștia. Sunt făcuți din aluat de tartă, da? Și vreau să așez pe acest biscuițel, de exemplu monoporția. Și ca să poată să se prindă acest biscuițel de acest disc pentru tort, vei avea nevoie să faci următorul truc. Iei un pic de glazură oglindă, da? Și așez un pic pe discul tău, da? Ca apoi când așezi monoporția, ea să se lipească și să rămână acolo, da? Iar acum cu ajutorul bățului de frigăruie sau unei scobitori, efectiv înfingi în ea și scoatem surplusul, da? Îl dăm pe margini, dacă este prea mult îl iei și îl dai, dar nu mai aduci peste glazura inițială, pentru că nu-mi doresc să o așez din nou în vasul meu, pentru că atunci când vei glasa alte monoporții va arăta foarte urât, da? Și acum efectiv așez acest biscuițel ca să se vadă frumos și îl așez pe monoporți, pe discul de monoporție, da? Cam așa arată la final. O să las câteva, acum dacă învârți, nu tragi deodată de băț în sus. E important pentru că de multe ori îți rămâne blocat acolo, mai ales la cele cu fructe, de exemplu. Da? E important să învârți și să-ți iasă bățul de scobitoare. Da? Și cam asta este. Da? Eu o să-ți mai arăt cum glasez încă una cu culoarea negru, într-o glazură neagră și voi folosi la fel tot acest grătar pentru că e în aceeași culoare și să-ți arăt cum luăm surplusul de glazură, da? Am strâns această folie și apoi surplusul de glazură îl strâng efectiv pe tot în vasul meu și îl refolosesc când am nevoie glazura oglindă, da? Ok. Bun, acum voi plasa această monoporție la frigider și imediat o vom decora, da? Între timp mi-am adus și eu glazură de culoare neagră, o glazură cu cacao este aici, pe că și la fel doresc să mai glasez o monoporție cu această glazură.
Acum o voi, am încălzit o jumătate este lichidă, jumătate este solidă, da? Și voi folosi blenderul, da? Atunci când aveți mai multe culori și doriți să glasați mai multe culori, începeți întotdeauna cu culoarea cea mai deschisă, ca apoi să nu trebuiască să spălați de fiecare dată blenderul după fiecare glazură, da? Eu am început cu culoarea cea mai deschisă. Când adaugi blenderul în glazură, e foarte important să faci mișcarea aceasta ca să scoți bulele. Dacă încă centrul tău este destul de solid, atunci vei da drumul la blender și ca să poți să fluidizezi compoziția, da? Și abia apoi faci mișcarea aceasta. Pentru că el se aude acum, de exemplu, că are bule înăuntru, face un zgomot, după cum auziți. Când se aude zgomotul acesta, înseamnă că sunt bule și e important să faceți această mișcare, da? Și din nou. Și e gata. La fel când îl scoți cu grijă. Da, mie îmi place foarte mult această glazură cu cacao, nici nu este foarte dulce și culoarea este e un negru lucios, așa. Bun, procedăm la fel, întindem folie de plastic, da? Și la fel aducem grătarul peste. Aducem și monoporția noastră pentru a o glasa. Așa. Și acum vom glasa monoporția cu această glazură cu cacao. Să vezi ce lucioasă va ieși. Ia uite. La fel îmi voi pregăti între timp un biscuițel, da? Și un pic de glasaj care voi așeza pe disc. Așa. Și acum voi lua monoporția și vom așeza la fel pe discul ei, da? Același lucru. Și așezăm pe disc. Acum vezi că se învârte cu totul și nu pot să o scot. Așa că o voi mai lăsa câteva secunde la temperatura camerei. Numai vine până între timp înstrâng eu instrumentele, da? Și facem la fel cu glazura oglindă, da? O strângem și o punem din nou în vasul nostru, da? Glazura oglindă se poate păstra la frigider pentru 2 săptămâni sau la congelator până la 3 luni. Da? Bun, ia să vedem dacă iese. Ok, gata. A ieșit și bățul nostru. Și acum voi aduce și cealaltă monoporție. Vom aduce aici și decorațiunile pe care le-am făcut împreună. Da? Și le vom decora. Bun. Da? Voi așeza. Uite așa, să-l punem cu... Ia să vedem noi cum stă el. Să-l punem într-o parte ca să-l vedeți mai bine. Ok. Și aici vom pune la fel încă una. Să vedem care. Vezi? Ele s-au întărit, da? Codițele s-au întărit și acum arată foarte bine pe monoporția noastră, da? Are deja o formă de glob.
Și aici voi aduce un brăduț pe care el se va lipi automat de glazura noastră oglindă. Iar la acest glob, pentru că este negru, îmi doresc să așez un pic de foiță de aur aici. Da, și așa că mă voi ajuta de un cuțit. Mare grijă, ea este foarte, foarte subțire dacă nu ai mai lucrat cu ea până acum. Cu grijă, iei cu vârful cuțitului și așez pe globul tău. Nu. Mie mi se pare un glob deosebit acesta negru. Ia să vedem. Cred că arată deja foarte bine. Așa. Și aici ce mai putem face la globul acesta, da? El arată așa, acum, da? Și putem aduce efectiv puțin fulgi de cocos, ca să imităm fulgii de nea, da? Și îi așezăm, efectiv presurăm așa deasupra. La fel poți face dacă îți dorești, bineînțeles, și pe partea neagră sau poți veni cu diverse decorațiuni de ciocolată, da? Eu mai am aici gen steluțe, da? S-ar potrivi diverse brăduți sau bastonașul acesta de candy cane-ul, da? Vin foarte fain și ele, bineînțeles. Până la urmă, imaginația noastră este limita. Eu doar am vrut să vă dau câteva idei pentru a decora masa de Crăciun. Și cam atât pentru astăzi. Îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat!